Am văzut că se vorbește, că tot ați amintit școlarizare, despre o redeschidere a școlilor pe data de 8 februarie. Da, eu cred că redeschiderea este imperativă. Susțin această chestiune. Susțin orice fel de demers în a găsi cele mai eficiente metode de protecție și în același timp de protejare a elevilor și a familiilor lor și a comunității în general. Și tocmai de aceea cred că trebuie puțin timp pentru a pune aceste metode la punct, că asta înseamnă o testare rapidă a celor care intră în școală. Cel puțin ai un nivel în care îți dai seama dacă aceștia sunt infectați, nu sunt infectați, au potențial risc prin scanare, prin orice fel de altă metodă. Dar în același timp cred că toate măsurile care trebuie luate în această perioadă sunt măsuri care trebuie să intre într-o oarecare procedură. Pentru că dacă nu vorbim de proceduri și lași la latitudinea fiecărui profesor sau fiecărui director de școală sau rector de universitate să ia măsurile pe care le doresc, o să se producă iar un haos. Și de aceea cred că trebuie să existe această standardizare. Eu cred în standardizare și în proceduri. Și vaccinarea ar juca un rol esențial aici, în deschiderea școlilor. Știu că s-a discutat inclusiv despre vaccinarea tuturor profesorilor, dar mulți nu sunt de acord. Da, bun, aici este din nou o dezbatere amplă, care nu este doar la noi, ci este în întreaga lume. Dacă este normal sau nu este normal ca să ne vaccinăm, dacă face bine, nu face bine, n-am să intru în disputa respectivă. Cert este că îmi doresc să nu există o radicalizare pe piață, în sensul că unii vor în adins să facă chestiunea respectivă, cealaltă consideră că este un rău absolut și nu este bine să se facă. Pentru că în momentul în care se ajunge la o astfel de radicalizare, în momentul respectiv societatea se divide nu doar din punct de vedere, să zic așa, al credințelor și a ideologiilor și al părerilor despre un anumit lucru sau altul, ci cred că lucrul acesta creează rău în societate din perspectiva, să zic așa, unui demers care până la urma urmei trebuie să-l privim și să-l dezbatem. În același timp trebuie să ajungem la niște concluzii pertinente, coerente și în mod special științifice. Ca pe baza acestor concluzii la care am ajuns, fiecare să poată să ia decizia în dreptul lui, cea care o consideră cea mai bună. Dar nu poți să iei decizii bune în momentul în care te bazezi pe informații proaste sau pe non-informații. Și cred că în momentul acesta, deocamdată, avem, să zic așa, non-informații pe piață, foarte multe, și fake news-uri, care fac rău și nu fac bine acestui demers. De aceea eu cred că oamenii de știință trebuie să vorbească mai mult. Eu cred că instituțiile statului trebuie să implice mai mult. Eu cred că trebuie să existe diverse entități care trebuie angrenate în acest proces. Și aici mă refer la comunitățile de credință, la diversele culte, asociații religioase din România și grupări religioase, care au un cuvânt greu de spus în această poveste, datorită faptului că foarte mulți corelează cu diverse percepte din zona spiritualității această chestiune, că până la urma urmei majoritatea dezbaterilor pe care le-am văzut duc în zona respectivă, și de aceea eu cred că aceste entități religioase trebuie să implice în această dezbatere. Și mai mult decât atâta, eu cred că diversele grupări, entități din sfera publică, socială, lideri de opinie, personalități chiar, trebuie să vină și să aducă un aport din punctul lor de vedere asupra ceea ce înseamnă această problematică, care nu va fi una ușoară. Și de ce vă spun asta? Pentru că dacă avem doar 50% vaccinați și ceilalți nu, sau 60-40, sau spuneți cât vreți, 80-20, cei care nu se vaccinează clar vor fi purtători în continuare. Adică degeaba m-am vaccinat și ține 6 luni, că după 6 luni mă voi întâlni cu unul care nu s-a vaccinat și din nou pot să iau virusul. Eu cred că este o chestiune care trebuie rezolvată în timp util și în același timp avem nevoie de toate forțele din societate să implice în acest demers.